Artistul Bodo și soția au deschis ușa casei și ne-au oferit un interviu emoționant. Bodo a vorbit despre momentele de cumpănă. A fost operat de urgență după ce a suferit un infarct și timp de 2 zile nu și-a dat seama că situația este atât de gravă, însă când a ajuns la spital, medicii l-au băgat direct în sala de operații, acolo unde i-au montat 3 stenturi. Am mai multă grijă de el eu. Toată ziua îl trebuie. Ți-ai luat medicamente? Bodo, ți-ai luat medicamentele? După câți ani s-au făcut de când ai avut încercarea asta? 3 ani. 3 ani și el îmi spune dimineața, am uitat. Bodo, dar tu de 3 ani de zile ai medicamentele. Cum să uiți? Bine, mă, dar e atât de plină dimineața noastră. Se trezesc copiii. Încep. Tata, mama, deci am vrea că mi-e foame. Eu dau drumul. Eu mă duc să mă joc, Filip. Hai să jucăm mai. Hai să cu tare. Tu, Bodo, hai să vedem devoționalul de astăzi. Dăm cu ce facem. Când să... Și eu mai am și de băut cafea. Trebuie să întorc într-un fel sau altul toată binecuvântarea asta pe care am primit-o cu răbdare. Ca și Dumnezeu a avut răbdare cu mine. Cum este viața ta sau cum a fost viața ta în ultimii 3 ani de când ai avut acele probleme de sănătate? Ai și acum un regim? Am un regim doar în ceea ce... înseamnă medicamentele, medicamentația pe care o iau și aia. Da, 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 pe care o iau în fiecare zi. În ceea ce privește alimentația, nu. Dar în ceea ce privește viața la țară și alimentația, nu, pentru că ba mai mult, am început să fac mai multă... Nu mai sedentar ca la București. Mai multă treabă, mai mult, mai multă mișcare. Mai se justifică șunca aia pe care o mănânc. La oraș nu se justifică. Mai multă mâncare și mâncare fac multă, pentru că gătesc pentru familie. E tare frumos. Povesteam mai devreme, îți spuneam că ajung la București o dată pe săptămână, cel puțin, dacă nu de 2 ori. Și să-mi fie cu iertare, dar atunci când intru în București, mă gândesc cum să ies mai repede. Din pricina aglomerației și a stării nervoase pe care ți-o dă traficul din București și ce se întâmplă acolo. Asta e... Care nu-i place... Mie nu-mi place. Nu că nu-i place. Că ai vorbit de sănătate, este ceva ce nu-i face bine la sănătate. Da. Agitația, da, din București. O stare care nu e normală, dar cred că oricărui om cred că nu-i convine și nu cred că există persoane fericite care stau în trafic multe zeci de minute în București.